Dividendele au un rol foarte important pe bursă, la fel cum au un rol important și în portofoliul de investiții. Poate influența în bine și în rol portofoliul de investiții, așa că eu sunt aici să-ți ce dividende am făcut în 2023, într-un an de când eu investesc pe bursă. Pe Bursa de valori București investesc de 4, 5, 6 luni cam așa și pe 3 Trading212 .2 pe bursa internațională investesc cam de un an și câteva luni. Cu acestea fi spuse, nu uitați de promoția și 3 Trading212 în care puteți să câștigați o acțiune în valoare de până la 100 de euro. Vă aștept în comentarii cu un comentariu la ce dividende ați primit voi și de când investiți, care este totalul de dividende. Să nu mai stăm la discuții, să trecem direct în subiect. Pentru a putea observa ce dividende am reușit să încasez pe... Această perioadă pe Bursa de Valori București cât și pe Trading212 o să trebuiască să mergem în brokerul respectiv. Și suntem pe Tradeville, primul broker pe care o să vrem să-l vizităm. Ca să putem să vedem ce dividende am încasat de pe Tradeville o să mergem pe activitate și pentru a ne fi mult mai ușor și să putem să le calculăm în total o să mergem pe tip. Și vedem aici vânzare, out, in, dividende și cumpărare. Avem ordine de cumpărare dar pe noi ne interesează Tipul de div, dividendă da? Pentru că nu putem să recalculăm din cap sau putem, dar uh, s-ar putea să le greșim, o să-l aducem pe domnul nostru calculator. Uh, o să vedem imediat acum pe ecran. Uh, cred că este pus OK momentan, oricum o să trebuiască să-l să să schimbăm. O să-l punem așa ca să putem să venim și să vedem și de la ce am primit acele dividende. Uh, prim, prima companie care mi-a oferit dividende. Uh, cred că aceasta este, este de la TLV, o să observăm aici, puteți să vă uitați Avem dividende de la Banca Transilvania, de la, SM, de la SNP, de la FP, de la SNG, BVB, SNN și iar SNP uh, TLV, Banca Transilvania, SNP, OMV, Petron, fondul proprietate, SNG, cred că este RomGaz dacă nu mă înșel uh, SNN este nuclear electrica SNP-ul iar este OMV Petrom. Și haideți să vedem ce dividende am reușit să încasăm, nu? Bun. Cred că s-a dat -a puțin, am dat un pic de refresh. O să dăm înapoi pe tip și o să vedem. Primul dividend este de 129,95. O să mergem în calculator. Să dau un pic aici. O să mergem pe calculator și o să vedem. 129,95 de la Banca Transilvania. Plus. Oplay 85 pentru următorul dividend. Plus, dividendul cel de la fondul proprietate este acesta, 4846. Plus, deja avem 5000 de lei aproape. Plus, 9,26 de ron. Plus, 2,58. Asta cred că este cel mai mic dividend pe care l-am primit. Plus, 11,76. Plus, 7,21 de lei, nu? Deci eu de pe BVB, de când investesc, am reușit să acumulez, să investesc, să obțin un dividend de 5.000 de lei. 5.000 de lei adică 1.000 de euro. Am reușit să obțin 1.000 de euro dividende din BVB. Nu investesc de foarte mult timp pe BVB. Acestea sunt dividendele de pe BVB timp de un an de când investesc. Mă rog, nu investesc de un an, investesc de câteva luni, dar un an în total, să zicem, este timpul de când investesc eu pe bursă, da? nu neapărat BVB, dar bursă în general. Bun, avem 5015 RON numai din dividendele de pe Bursa de Valori București. Ce companii mi-au oferit dividend? O să facem o retrospectivă scurtă ca să puteți să vedeți și voi. O să dăm un pic în dreapta, după cum ați văzut. Primul dividend de 129 de lei. Oare nu pot să-l mut la de sus de acolo? Să apară mai așa? Hai să încercăm, poate putem să ră... Nu cred că putem, nu? Nu cred că putem. Ok. Mm, nu reușim? Nu, nu reușim, cred că să vedem. Mă rog, oricum, 129,95 este de la TLV. 7,21 este de la SNP. 85 este tot de la SNP. 11,76 este de la SNN. 9,26 este de la... SNG, dacă nu mă știu, Da. 4846 de rom, 40 de bani este de la fondul proprietatea, 258, ultimul dividend este de la Bursa de valori bucurești. Ei bine, pentru suma pe care am investit-o, eu am reușit să acumulez 1000 de euro în dividende. În momentul de față, portofoliul valorează în jur de. 11.779 de lei. Uh, am mai scăzut, am mai variat, să sperăm că o să ajung la 12.000 de lei. Bun, acum pentru că am terminat cu Bursa de Valori București, vrem să trecem și pe 3 din 2 în portofoliu, să vedem ce dividende am reușit să acumulăm pe acest portofoliu de pe Trading212. Este clar că suma investită pe Trading212 este mult mai mare, dar randamentele dividendelor este mult mai mic față de Bursa de Valori București. Bursa de Valori București fiind o bursă încă la început, așteptăm să vedem ce creșteri vom avea și ce dividende vom mai primi. Bun, haideți să vedem ce dividende am primit. Ca să vedem, dăm pe cont și o să dăm pe istoric. Pe istoric avem un total de dividende, aici mi se pare că ne calculează platforma deja, adică o să luăm direct din platforma acest scurt calcul, o să dăm un pic calculator mai încolo și o să adăugăm plus 725 de RON.77. Ei bine, de când investesc eu pe bursă am reușit să acumulez în dividende 5741 de lei. Acum o să spuneți că dividendul de pe Bursa de Valori București a fost mult mai mare față de cel de pe bursele internaționale, adică de unde investesc eu, în America, New York Stock Exchange, New York Stock Exchange și multe alte burse. E bine, este mult mai mare într-adevăr, dar este mai mare pentru că mare parte din acele dividende pe BVB a fost din fondul proprietatea care a oferit dividend aproape de 90% brut și 81% net, cam ceva de genul. Eu am reușit să acumulez, în momentul de față portofoliul este pe minus de pe BVB, tocmai de aia am primit dividendul, într un fel am primit bani înapoi. Sunt pe un profit oricum foarte mic din acel dividend, sunt 3-4-500 de lei, cam ceva de genul, pentru că nu am vândut exact după ce a oferit acel dividend. Cu acestea fiind spuse, acestea sunt dividendele pe care eu le-am obținut într-un an de când investesc pe Bursa de vară București. Într-adevăr, nu sunt dividendele uh, chiar foarte clare, pentru că v-am spus asta cu fondul proprietatea. Într-un fel, fondul proprietatea a dat dividende de 90% și compania a scăzut cam cu 90%. În momentul de față este la o scădere minus 75%, da? Cu acestea fi spuse, mulțumesc de vizualizare, nu vreau să trețim foarte mult, acestea au fost dividendele de când investesc eu pe burse în general. Eu investesc de un an și trei luni, încă mă consider un începător. Nu vreau să te iei neapărat după mine și nu ofer sfaturi financiare. Eu îți arăt ceea ce fac eu și strict ceea ce fac eu rămâne ceea ce fac eu. Nu vreau să te iei după mine. Poate acumulezi experiență din experiența mea. Poate am făcut un lucru greșit, poate am făcut un lucru bun. Dar cu asta rămâne să vedem și anul acesta în 2024. Mulțumesc de vizualizare, ne vom vedea data viitoare, nu uita de like, share și subscribe. Ceau, ceau!